Bun găsit, dragi prieteni! Începem un nou ciclu de mâine, 12 septembrie, odată cu omenirea, desigur, după comemorarea a 15 ani de la atentatele din Statele Unite ale Americii. Mă uitam să am ziarele de 11 septembrie dacă vorbeau explicit despre asta, dar să știți că nu prea. A picat și în weekend, 11 septembrie, adică duminică. Sunt puține ziare care să apară așa. Cele de 12 septembrie nu se mai ocupă de atentate. Deci presa din România nu scrie mare lucru la 15 ani de la acest eveniment. Văd aici în Libertatea că CNN a stat de vorbă cu 10 puști care și-au pierdut tații în atentatul de acum 15 ani și au adunat mărturii cutremurătoare. Da, mă rog, astea sunt doar vorbe. În rest, presa din România este preocupată de alte evenimente. În Adevărul, de exemplu, o vedem pe Elena Udrea, mult schimbată de cum o știam, cu o altă coafură și o altă față, practic, o imagine, e adevărat, nu foarte detaliată, așa, ca o poză de buletin, dar o vedeți aici, practic un alt om. Ea declară război denunțătorilor, asta nu-i ceva nou și nici surprinzător. Bun, în rest, prea multe ziare de bârfă, că e adevărat, doar astea se mai vând, ca să mai găsim și alte date, dar am adunat câteva, niște concluzii făcute de americani, evident, apropo de acest eveniment care a schimbat într-un fel lumea. N-a fost o apocalipsă, pentru că răul, evident, de-abia avea să înceapă, dar a fost un moment de maximă cotitură în ceea ce înseamnă stilul de război pe care omenirea îl observă astăzi. Pentru că războaie de tip vechi, de tip început de secol 20, nu mai avem, cel puțin nu în lumea civilizată, această nouă modalitate, mult mai facilă, până la urmă, de a declara război întregii lumi, va continua probabil și dacă ar fi să citim bine în scripte și sfârșitul ne va veni tot de aici, tot această lume arabă până la urmă îl va declanșa conform unor prezumții. O nouă eră, spun americanii. 11 septembrie prezintă un moment de plecare, începutul unei noi epoci. Acest lucru poate fi observat în discursurile susținute după atentate care au avut loc între timp. Se spune, de exemplu, nimic nu va mai fi ca înainte. De asemenea, 11 septembrie prezintă data de începere a unui război de lungă durată între Occident și teroriști. Numărul atentatelor este în creștere. Asta este al doilea punct, deci deschiderea unei noi ere. Punctul numărul 2, atentatele sunt în creștere. 61.000 de atacuri teroriste au avut loc în perioada 2000-2014. Soldate cu peste 140.000 de morți. Atentatele din ultimul timp sunt îndreptate tot mai mult asupra civililor. Ieri, aflat în vizită în sudul Franței, primul ministru francez Manuel Valls a declarat, aproape fără ca declarația lui să facă în conjurul lumii, că în Franța, în fiecare zi, sunt dejucate atentate teroriste. Ultimul dintre ele, dejucat la Paris, cu 7 bombe de-astea confecționate artizanal, ca niște butelii, găsite într-un camion căruță, să-i spunem așa, care se îndrepta spre Gare de Lyon, unde ar fi vrut să arunce toată gara în aer. Atenție, nu era niciunul dintre cei în perimetru zonei mai mare de 14 ani. Deci erau tineri kamikaze care se pregăteau de acest atentat, bine pus la punct, se pare. Evident că tentaculele lui sunt nemărginite și între timp poliția franceză a tot arestat niște comanditori dintre ăștia de atentate, dar cei care urmau să le comită erau tineri, pentru că ăștia atrag evident mai puțin atenția și nu trebuie să se îmbrace în voalul ăla din cap până în picioare. Pot fi îmbrăcați și în blugi și atunci e mai greu. Alea erau evident puse cu o pătură deasupra lor buteliile respective, ale cărau într-un dispozitiv dintre ăsta, până la urmă s-a demonstrat că erau niște bombe. Un control de ăsta de rutină a permis până la urmă demantelarea acestei rețele. Dacă nu, despre asta s-ar fi vorbit astăzi, în orice caz, nu despre rezultatele show-urilor TV de la sfârșitul săptămânii trecute, ci despre acest atentat care
dacă arunca în aer gardul Lyon din Paris, cea mai importantă gară franceză ar fi fost prăpăd. Deci 61.000 de atacuri teroriste în această perioadă, să-i spunem de 15 ani. Terorismul a ajuns miza politică numărul 1. În prezent, securitatea este o preocupare majoră peste tot. Nimeni nu vorbea despre securitatea internă înainte de 2001, dovadă că în aeroporturile americane intrai ca vodă prin lobodă. Cu toate că aveau loc atentate, evident, la mijlocul anilor 70, 80, 90 au fost atentate zguduitoare pe planetă. Occidentul intervine militar tot mai mult în Orientul Mijlociu, măsurile de securitate sunt tot mai năsprite pe aeroporturi și la frontiere. Totuși, deciziile politice a unor lideri occidentale au favorizat mai degrabă creșterea terorismului și nu eradicarea acestui fenomen. Aici trebuie să recunoaștem că nu era ușor. E simplu de spus, ca jurnalist, dar e greu de rezolvat. Deciziile liderilor politici au favorizat mai degrabă creșterea terorismului. Da și nu. Dar cum ar fi putut să facă altfel? Și așa sunt acuzați foarte mulți șefi de stat că se poartă cu mănuși și că nu reușesc să pună piciorul în prag și că n-au destulă hotărâre și că sunt prea clemenți. Ori declarațiile, în ce sens? Sigur că americanii, britanicii, francezii au făcut și declarații tăioase la un moment dat. Dar cum ar fi putut să fie altfel? Diplomația, se vorbește probabil aici, este inclusă și venirea masivă a refugiaților în Europa, de exemplu. Și asta era foarte complicat. Europa a mai povestit la momentul respectiv că, ține minte, vorbeam numai despre asta zile în șir. Europa nu-și putea permite să se comporte ca o junglă. Și atunci, sigur că reacția a fost complicată. Orice ai fi făcut era cu dus și întors. Ar fi fost de comentat în ambele sensuri. Deci, aici nu era simplu și nu știu dacă sunt de vină șefii de stat. Asta ei își asumă, trebuie cineva să-și asume responsabilitatea și atunci de-aia sunt șef de stat. Asta este o chestiune care poate să-ți iasă sau poate nu. Colaborarea între forțele de ordine este mai mare, adică la nivel mondial. Războaiele post 11 septembrie au avut consecințe grave, vorba de invaziile din Afganistan și din Irak, deschiderea închisorii de la Guantanamo în sudul Cubei, cursa pentru capturarea și uciderea lui Osama Bin Laden. Cea mai gravă eroare a Statelor Unite, crede Charles Philip David, așa, sau Charles Philip David, dacă vreți, în opinia sa, Statele Unite au reacționat paranoic și exagerat și au eșuat în cele din urmă, nu neapărat. Nu sunt neapărat de acord cu asta, pentru că Statele Unite nu au mai fost atentate teroriste de nivelul ăsta, au fost câteva nesemnificative, mai mult s-au omorât americani între ei în toată această perioadă. Altfel, n-aș putea să zic că au fost paranoici. Păi, o mare putere de, cea mai mare putere a planetei, cum ar fi putut să reacționeze după așa ceva? Sigur că l-au căutat până în gaură de șarpe și l-au prins. Finalmente, asta au și promis atunci. Noi ne bazăm aceste teorii pe faptul că America era condusă atunci de cel mai slab președinte al său din istorie, adevărat, de George W. Bush. Bun. Ok, dar asta nu înseamnă că Bush era singur. Toți consilierii lui, că nu decidea el de capul lui, chiar dacă el avea semnătura ultimă, au hotărât probabil așa. După părerea mea, s-a procedat corect. Statele Unite au făcut bine că au întețit războiul ăla și până la urmă l-au ucis pe Ben Laden, că a fost și ăla, în orice caz, o cotitură. Iar prostul ăsta de David, ce nu spune el, este de faptul că Al-Qaeda nu mai există. Da? Deci așa cum au promis atunci americanii, că nu era Daesh-ul, era Al-Qaeda atunci, așa au și promis, până nu o să-i terminăm, noi punem pe butuci, nu ne lăsăm, ceea ce s-a întâmplat. Că după aia a dat apă la moară altor teroriști, păi dacă stăteau americanii cu mâinile în sân, ce s-a întâmplat? Nu, a fost corect. Trebuiau să treacă prin foc și sabie toată planeta. Da? De-aia sunt liderii mondiali, făceau ce vroiau. Și cu atât mai mult această zonă. Dacă reușeau să o curețe de tot, ar fi fost și mai bine. Dar, din păcate, la un moment dat s-a oprit. Deciziile politice au amplificat terorismul, alegerile dezastruoase făcute de Statele Unite și de alte țări occidentale care au fost implicate militar în Irak și în Afganistan au creat condiții mai propice terorismului și asta e greu de spus, că te puteai abține când ești mare putere. Este eterna discuție. Dar între ce a fost mai întâi, ou sau găina, așa e și aici. Păi da, și trecutul de puteri coloniale, aia cum a fost?
Și țările astea care au, nu vorbesc aici de neapărat de Statele Unite, dar Statele Unite are aliați. Marea Britanie și Franța sunt aliații Statelor Unite, cei mai importanți. Astea au fost mari puteri coloniale. Păi, ce-a fost? Deci secolele 15, 16, 17, 18 și 19 și o parte a secolului 20, ce au făcut aceste țări? Deci cum să spui că este o greșeală că s-au dus peste aia? Erau războaie pe care sigur că americanii nu le puteau câștiga în Afganistan sau în Irak, dar puteau să le evite. Adică să se uite de la distanță cum viermuiesc ăia acolo, mă îndoiesc. Deci dacă ar fi fost cineva în locul Statelor Unite, probabil că ar fi făcut la fel. Plus că la fel de tentat sunt și ceilalți. Iată, după atentatele din Franța, Marea Britanie, Franța și chiar Rusia au atacat din seara respectivă deja obiectivele statului islamic în Siria, vă reamintesc. Deci fără niciun fel de județ n-au stat la discuții să pritocească tema. Deci nici cu asta nu sunt de acord, după părerea mea era normal să se acționeze așa. Cu toate pierderile. Dar nu stau marile puteri la mâna unor state care să dicteze politica undeva în lume. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Imediat vine peste tine, mereu a fost aceeași chestiune și în Africa și în Asia, când puterile coloniale stăpâneau lumea. Deciziile politice au amplificat terorismul, așadar creșterea numărului de combatanți străini, da? Tot mai multe ziduri în Europa, unele bariere au fost ridicate din motive de securitate, altele pentru a opri valul de migranți. În fine, creșterea xenofobiei, asta a existat dintotdeauna și va exista, și 10 cheltuieli pe securitate fără rezultate notorii, e adevărat. A cine stă să numere banii ăștia atunci când ești mare putere? Nu o sărăci bogații lumii pentru că declanșează războaie în astfel de zone. Evident că nici măcar istoria nu ne va lămuri niciodată asupra acestor probleme, pentru că unul va fi hăis și altul cea. Toată lumea va spune exact cum o taie capul. Bun, dar oricum un moment, reamintesc, 2977 de morți. Am văzut și pe la noi prin online niște decupaje din cum arătau televiziunile care prezentau știri despre atentatele din 11 septembrie 2001, la vremea respectivă. Ți se pare că eram în anii 60, atât de mare distanța este între acești 15 ani, fie și doar în media românească. Chiar dacă între timp media s-a făcut praf, avea să urmeze perioada de ascensiune, sigur, după 2001, perioada anilor 2005, până când a început criza, 2008-2009 s-a mers bine, pe care, sigur, e un recul, în momentul de față nu mai recunoști, nu pot să spui că arată bine, dar atunci arăta rău, 2001. Trecuse vreo 10-11 ani, practic, nu se schimbase nimic. Te uitai la, m-am uitat la poza aia cu Alexandra Stoicescu și cu Radu Coșar, că ei prezentau jurnalul de la Antena 1, tu ne arătau ca moșii în roată, așa erau. Deci doi țărani, mă rog, un țăran și o țărancă la televizor, îmbrăcați, de parcă fuseseră trimiși undeva de boier să adune via. Așa erau, nici costumele nu stăteau bine pe ei, fețele alea comuniste, jurnalul nu se deosebea absolut cu nimic de ceea ce fusese în toți anii ăia, nicio pertinență în limbaj, nicio lejeritate de asta, nicio glumițe de alea de 2 lei, triste momente dacă stai să te uiți. Și doar așa înseamnă ceva, nu judecate la cald. Acum poate că ni se pare, nu știu cum, dar să te uiți la aceste imagini 10-15 ani mai târziu, abia atunci ai reculul timpului care să-ți favorizeze o judecată. Pe plan intern, dragi prieteni, acest 11 septembrie nu s-a simțit niciodată în niciun fel. Ajungem 15 ani mai târziu să-i regăsim în fruntea personalităților politice, căci poate nu e chiar anapoda să le comparăm, distinși domni Dacian Cioloș, Klaus Iohannis, printre personalități și ei, am citat pe ăștia doi, întrucât mi se pare inacceptabil ca procentele lor să fie atât de ridicate, 37% Cioloș, 38% Nentu Klaus, amândoi în creștere, dar ne-am mai gândit un pic la astfel de situații, la socoteli, găsesc că totuși explicația ar fi destul de clară, așa, nu o explicație neapărat de sociolog, dar o explicație firească. Bă, oamenii se mulțumesc și ei la un moment dat cu ce au. Sau dacă nu sunt mulțumiți cu ce au, sunt obligați
să se refere la ceea ce există pe piață. Cioloș, da, sau Iohannis sunt două persoane publice care n-au demonstrat aproape nimic. Și atunci sigur că doza de încredere poate să fie tot așa de ridicată cum poate să fie tot așa de scăzută. Adică efectul de surpriză poate să joace la amândoi. Sunt unii oameni care n-au reținut nimic de la niciunul sau de la celălalt. Și asta bănuiesc că este motivul pentru care românul, mulțumindu-se de fiecare dată cu foarte puțin, ajunge până la urmă chiar să-i sanctifice pe unii care evident n-ar merita. Dacă toate personalitățile politice sunt lamentabile, până la urmă tot trebuie cineva să fie în frunte. Dar asta pe fundul mizelor relativ mici, pentru că iată România nu reușește să scoată capul nicăieri și prin acest președinte practic măcar n-are dreptul la cuvânt pe plan european, deci nu existăm. Deci mizele sunt relativ mici, personalitățile nu sunt importante. Este un moment, să spun, de cădere și în clasa politică, evident. Aia după ce s-au dus și Băsescu și Ponta, care totuși țineau cât de cât actualitatea, măcar la modul ăsta deșanțat așa de comentarii isteric, prin plecarea lor din prim plan am ajuns la doi tăcuți, doi stingheri ai politicii, Cioloș și Iohannis, așa că, după părerea mea, sunt absolut relative aceste cifre. Putea să aibă și 90% Klaus Iohannis, asta nu însemna că e un președinte bun. Tot nimic era trecut în dreptul lui, chiar dacă erau 90%. Gabi Firea are 42%. Asta poate că și pentru că este așa un imbol de asta, o ușoară solidaritate cu o femeie ajunsă pentru prima dată în fruntea capitalei. Ce poți să spui despre Gabi Firea până acum, că ar fi mișcat ceva? A zis de fiecare dată când este întrebată, ea dă vina pe trecut, care e aceeași poveste, șarpele ăla care, cum e proverbul francez, da, tot întorcându-se își mușcă mereu coada și nu poate să înainteze din motivul ăsta. Adică asta e dilema, întâi ar trebui să meargă înainte și după aia să-și vadă de sucit, ne întors capul, mai fix așa e și în politica românească. Ar trebui să mergi înainte, dar din păcate ești tras tot timpul în dărât. Deci avem aceleași explicații, deocamdată batem pasul pe loc. Victor Ponta, ca să vedeți cât de relativ e, are 41% procente de încredere. Tăriceanu 40%, spuneam de Iohannis și de Cioloș că sunt plasați la 38% și la 37%, dați seama că Tăriceanu e la 40%, că sunt negândite lucrurile astea. Liviu Dragnea e la 34%. Doar la Vasile Blaga și la Alina Gorghiu se simte într-adevăr implacabilul. Ăștia sunt la 22% și respectiv la 20%. Pe de altă parte, PSD a ajuns la pragul psihologii de 40%, de fapt unde și era de atâția și atâția ani. PNL-ul este undeva la 30%, oricât ar fi tot mult e. ALDE ar fi la 7%, dovadă că, în sfârșit, aici s-a coagulat, practic, spectrul politic și nu de acum. Am văzut-o și la alegerile prezidențiale, numai la cele locale și chiar înainte de prezidențiale, la un tur de, la o baterie de alegeri, avem două partide mari și late și la revedere. Sigur că totul depinde de alianțele pe care acestea le fac, pentru că scorurile nu sunt suficiente. 40 cu 30, n-ai decât 70. Și în orice caz, niciunul nu ajunge la majoritate de unul singur. Dar în orice caz, aceste alianțe sunt singurul freamăt al politicii de stat în acest moment. Și asta va fi cheia, evident, și la alegerile din decembrie. Acum, de notat totuși un lucru foarte important, ca un paradox, sigur, având în vedere că trebuie să fim de acord că fără aceste alianțe nu poți face nimic în politica românească. Bă, cu toate astea, politicienii au reușit să-și dea cu stângul în dreptul și la locale, reușind să aducă alegerile într-un singur tur. După aia, sigur, de acolo fuziunea aia, într-adevăr, de sudoare, pentru că toți doreau să aibă două tururi, că știau că fără ele sunt morți. Evident, încercând după aia să găsească tot felul de scuze, nu erau valabile, că, de fapt, fără înțelegerile alea, fără șmecheriile alea, nu puteau să guverneze, nu puteau să ajungă la ciolan. Deci, teribile momente. O să vedem acum ce se va întâmpla la toamnă, deși mari surprize nu pot apărea, adică mi-e greu să cred că PNL-ul
care n-a schimbat nimic după eșecurile de la locale, va reuși să devasteze PSD-ul. În rest, celelalte partide, sub ALDE, ar veni PMP 6%, USR-ul 5%, dovadă că e mult până când Nicușor Dan să cucerească și țara. A dat lovitura la București, dar în țară deocamdată stă prost. UDMR-ul e la 5%, acolo unde a fost mereu, n-a urcat niciodată, din potrivă a tot scăzut. Ei se laudă că aia de la Digi, prin ghilimele se laudă. Cu ce se laudă? Cu faptul că, domnule, păi, ce să, de unde să avem rezultate dacă pleacă etnicii maghiari din România? Asta e ca aia de la Digi. Păi cum, dacă noi nu suntem în toate casele? Ei nu, că nu e așa. UDMR-ul, de exemplu, ar fi trebuit să câștige adepți, deci ce, nu putea să o facă? Și între români, dacă ar fi avut o politică serioasă și cinstită. Că, iertați-mă, nu poți să faci politică pentru 5%. Și ei exact asta au făcut. A fost atât de secesionistă politica acestui partid, încât ei nici măcar o clipă nu s-au gândit, dincolo de declarațiile astea de uzanță, dar nici măcar o clipă nu s-au gândit, bă, ce ar fi să facem o politică măcar pentru 10-15%. Niciodată politica lor, și de asta am fost întotdeauna cu gura pe UDMR, și când i-aud pe ăștia, gen Mălin Bot ăla, aproape că e un erou în presa din România, și era un papă lapte, da? Venea să-i dau două palme când mă uitam acasă la televizor la el, el care se pretinde bănățean și transilvănean, să aibă o asemenea micime în abordarea unui astfel de subiect. Păi uite, bă, deșteptule, da? Numai prin această discuție, și îți dai seama câte greșeli ai comis, el trata subiectul de ca și cum ar fi vorbit despre conflictul dintre Paraguay și Samoa de Vest. Adică ceva inexistent. Da? Păi ăsta e motivul pentru care, de exemplu, UDMR-ul n-a progresat niciun pas în politica românească din 90. Pentru că în șovinismul lui, inacceptabil, nu există partid la nivel european, corect european, că nu vorbesc acum de Kosovo, nu vorbesc de Herțegovina, nu vorbesc de sud-estul Albaniei, nu vorbesc de zona din Kurdistan. Eu vorbesc de partidele corecte. Nu există așa ceva, mă băiatule. Deci m-am uitat special. Și partidele naționaliste, din Austria, din Italia, din Franța, nu mai vorbesc, da? Nu se limitează la a cuceri publicul target, țintă. Pentru că ăla înseamnă un partid de sertar, adică este exact discuția aia din curtea școlii pe care tot pomeneam eu, când românii se bulgăreau cu maghiarii și invers. Ei n-au avut nici măcar o dată luciditatea politică de a discuta pentru națiune, mă. Chiar dacă sigur tu știai că în Dobrogea sau în Bucovina sau în Moldova de Sud sau în Oltenia, da? În sud-vestul Olteniei, n-o să iei nu știu câte puncte, da? Trebuia să ai un discurs măcar românii transilvăneni, da? Care unii dintre ei, pomeneam pe amicul Bot, da? Au familii mixte, da? Au trăit într-un mediu care, dintr-un anumit punct de vedere, li se poate părea favorabil. Cine știe cum a fost soarta? Da, familiile sunt foarte multe dintre ele melanjate acolo. E bine, n-au cucerit niciodată niciun român. Asta este uluitor, bă. Deși românii trăiau acolo, lângă ei, le vorbeau limba. Da, în Târgu Mureș, de exemplu, 80% din populația de limbă română vorbește maghiara. Da? Deci le vorbeau limba. Loc era. Dar ori incompetența politică a acestui partid, ori viziunea lui lamentabilă, l-au privat până la urmă de o ascensiune lejeră. Pentru că UDMR-ul nu trebuia să stea în 6-7%. Bine, are mai puțin, dar trebuia să fie la 10-12% fără probleme. Dacă știa cum să pună problema. Ei nu s-au focalizat, că de asta trâmbițam atât, decât pe un singur lucru. Da? Să-i fure României Ardealul. Respectiv Transilvania, că Ardeal nu este în românește, în maghiară. Da, deci să-i fure României Transilvania. Asta a fost singura idee a acestui partid. Atenție, noi vă spunem aici cu franchețe, da? Dar și cu responsabilitate. Nu se poate face, bă, politic așa. Este ca și cum un oltean ar veni, Mircea Joană, de exemplu, da? Și n-ar vorbi decât despre Cătunul lui. Bine, nu că ar fi făcut mare lucru în afara ăstuia. Dar totul nu s-a concentrat numai pe lebenițele de la Dăbuleni. Sau lubenițele, cum în mod greșit îi spun ei. Nu, totuși nu s-a concentrat numai pe asta. Putea să vorbească și pe alt subiect. E bine, maghiarii nu. Bun, asta e o discuție pe care o să o facem și altă dată, poate la un moment o să și avem ocazia să dialogăm cu un reprezentant, chit că ei nu se pricep nici la dialog.
Evident că niciunul nu recunoaște chestiunea asta, dar totuși, așa, când stați la o cârciumioară de aia și mâncați produse tradiționale ungurești, gândiți-vă un pic și la asta. Încă o dată. Și mai aveți un contraargument important. Un ultra-minoritar a ajuns președintele României, da? Deci, comunitatea germană din România este net inferioară celei maghiare și a fost întotdeauna mai puțin numeroasă, dintotdeauna. Și mai puțin vocală, evident. Nemții și-au văzut de ale lor, n-au avut niciodată nicio pretenție. Cum de altfel nici Nentu Claus, dacă dăm timp înapoi, n-a avut în campania electorală nicio pretenție. El nu-și dorea să fie președinte, cum de altfel aș fi spus-o. A, decât să fac vreun efort sau ceva. Exact așa se comportă. Și acum, cel dacă dădea Dumnezeu să fie bine acceptat, dacă nu, la revedere, să știți, s-ar fi întors la fel în lumea lui. Ca și acum. N-ar mai fi trebuit să spună că a plecat în Germania, ar fi spus a dus direct în insulele Baleare. Nu mai era nicio problemă. Unde e primarul Sibiului? Păi în Baleare. Bă, ce frumos. Dar el avea impresia asta că lumea crede despre el că e un bun gospodar. Nu, lumea nu credea că e un bun gospodar. Mi-aduc aminte acum când îmi spuneau niște transilvaneni, dar erau de la Cluj, dacă nu mă înșel, după o emisiune de asta obișnuită, într-o zi obișnuită, cu subiecte obișnuite, dar nu mai țin minte cum îi chema. În orice caz, cu ceva timp înainte de campania prezidențială, acolo la un pahar de vorbă, m-a întrebat unul, clujan, mă cunoștea. Zice, nu, Banciu, ce credeți despre Klaus Iohannis? Mie mi-a luat un pic de timp să dau seama cine e. Păi am adus aminte, ăla de la Sibiu. Probabil că el bătea mai departe. Eu nu știam în momentul ăla că va candida Iohannis, cum nu știa nimeni în București. Și a zis, doamne, așa, pare simpatic de la distanță, nu-l știu. Dar zic, nu mi se pare o minte politică. Și ăla s-a uitat la mine și a zis, doamne, e zero barat. Țin minte și acum. Da? Deci nu știa să facă nimic. Lucrurile se pot rândui și altfel. Cine știe în spatele lui și acolo oamenii erau cumpătați, erau pasionați de ceea ce făceau, Dumnezeu știe cum demergeau lucrurile. Că, sigur că mergeau relativ bine în Sibiu. Altfel n-ar fi ajuns ăsta să aibă asemenea succes. Dar asta spun, deci țin minte și acum vorba respectivului. Bă, e zero barat. Adică în sensul că nu știe să facă nimic. Nu e un om, nu e o locomotivă în politică. E asta vedem acum cu toții la nivel național. Bun, a mai fost un eveniment astăzi, 11 septembrie, pe varianta transilvană, Țebea, dragi prieteni, serbarea comemorativă, 144 de ani de la Avram Iancu, și întotdeauna se duc oamenii noștri la gurunul lui Iancu, evident, acolo se adună politicienii. Am înțeles că au fost Buluc, Iohannis nu, nu e departe, nu e, n-avea de ce. Dar printre participanți au fost și liderii PNL, Alina Gorghiu și Vasile Blaga. Dacă nu mergeau împreună, iarăși cred că nu era foarte rău. A participat și primarul Devei, Mircea Muntean. Ăsta este condamnat la 6 ani de închisoare cu executare, vă amintesc, în primă instanță. El declarând în urmă cu câteva săptămâni că va susține candidații PNL la alegerile parlamentare, deși este membru PSRO. În fine, a ieșit un pic și de scandal, dar și de baie de mulțime a fost loc. De exemplu, Alina Gorghiu a postat fotografii pe contul personal de Facebook. În acele imagini n-apare Mircea Muntean. Păi, iată aici. Avem noi una în care apare. Frumos. Frumos, așa este. Presa locală l-a surprins însă pe primar alături de cei doi lideri PNL, după cum ați observat. E scandal pentru că să te afișezi totuși cu un astfel de personaj, care sigur era oarecum al locului, pentru că el venea din vecinătate, dar chiar și așa, el a fost primar PNL Deva între 96 și 2011. O veșnicie, așadar, a prins practic toată epoca asta iliesciano-tranziționistă. În 2011 a fost exclus din partid și s-a înscris în UNPR. A fost ales deputat pe listele PDL în 2012, partid din care a fost exclus după ce a fost condamnat la 4 ani de pușcărie cu suspendare. S-a înscris în PSD în 2016, a devenit candidatul PSRO la primăria Deva din acest an. Pe un traseu politic, într-adevăr, nemaipomenit, nu știu să fi făcut ceva ieșit din comun, dar dacă ăia sunt mulțumiți de el, demonstrează că, într-adevăr, n-au maturitate politică, să fim decenți, cum n-au nici băimărenii, dacă
Îi strigau lui Chiere că și Baia Mare este a ta. Ce rușine totuși. Niște simpli oameni care au făcut avere, că bănuiesc că nu sunt săraci, cum ar fi zis și Mănăstire, asta practic sunt vorbele lui, așa s-ar fi exprimat și el. Au făcut un pic de avere, că nu cred că sunt săraci, și pentru localnici minimum absolut. Minimum absolut. Dar vedeți încă o dată ce bună e vorba aia când se spune că românul se mulțumește practic cu nimic. Ia uite alegătorii PSD-ului de 25-26 de ani. Nu la fel. Trăiesc în aceeași minciună și în aceeași comună primitivă cum au trăit și până acum. Vorbesc de alegătorii de bază, abonații Partidului Social Democrat de 25 de ani. Că nicio companie de cablu, nicio multinațională n-are în România de 25 de ani atâtea milioane de abonați. Da? Cât are PSD-ul. Adică, pe procente, 40% din populația cu drept de vot a României, chiar dacă generațiile, sigur, s-au tot schimbat și s-a regenerat până la urmă fondul. Dar ei au rămas tot acolo. Deci abonamentele veneau din tată în fiu. M-ar veni, sunt abonat la PSD. Ce mai îmi trebuie parabolă? Da? Ăia mă păcălesc cum vor ei. Bun, la Țebea a fost și Traian Băsescu, tot pentru baie de mulțime, o să vedeți ca și Liviu Dragnea. Bun, acum știți cum e. Ăștia sunt oameni care vin de departe. Oameni pe care ăia nu-i văd niciodată. Decât întâmplător din când în când la televizor. Este aproape ca și cum ar fi venit doi șefi de stat din străinătate. Deci, e greu să te duci și să dai cu ouă într-unul pe care îl vezi odată în viața ta, în carne și oase. Așa mi se pare. Adică, să te duci până acolo, să faci, sigur, uzanță de toate tertipurile astea politice ale vremii, să încerci să strângi niște mâini, să zâmbești, să mai promiți, să... că e campanie, că nu. Și ăia, totuși, atenție, nu sunt niște canibali. Au și un grad de toleranță acceptabil. Ce dacă strângi mâna unui om de la București, da, despre care știi doar atât, că e în fruntea țării? Probabil că unii își confundau pe Băsescu cu Dragnea. N-are prea mare importanță. Oamenii politici, sigur că participă cu plăcere la, între ghilimele, la această comemorare a lui Avram Iancu. Deși pe Avram Iancu nu prea l-au apărat când a fost nevoie. El nici nu este considerat în România, sau mă rog, în partea asta a României, ca un mit, așa cum îl văd ardelenii, împotrivă. Când a fost problema aia în Ținutul Secuiesc, n-am avut nicio replică de la București. Statul român a luat măsuri, cum s-ar fi întâmplat în altă țară, unde s-ar fi evacuat regiunea, pur și simplu, dacă vii și spui așa ceva într-o perioadă de asta de cuțite scoase din teacă. Deci n-a avut practic nicio reacție, dar este o obligație. Dacă nu te duci, doar Klaus Iohannis poți să fii. Adică chiar șeful statului se rupe. Iohannis chiar nu-l interesează chestia cu Țebea. Probabil că s-a pus problema. Bă, te duci, nu te duci. Bă, la Elene totuși. Elene, dă dracului. El nu vrea să forțeze niciun fel. Și să știți că asta îl va face veșnic suficient de popular cât să rămână pe linia de plutire. Pentru că și dacă nu va mai fi ales președinte, nu va avea de pierdut în popularitate. Pentru că după aia va veni un altul la șefia țării, ăla sigur că nu va face lucrurile să meargă cu nimic în bine, Klaus Iohannis va dispărea completamente, că el din ce să mai citească, dacă nu-i mai scrie nimeni hârtiile alea, el va tăcea definitiv și va crește popularitatea, lumea va spune, bă, dar parcă tot era mai bine pe vremea lui. Parcă ne-am plictisit de gargaragii ăștia, de mitici ăștia care vin și... Că asta va fi. Ajunge un mitic acum, da, un gargaragiu de ăsta evident nu schimbă cu nimic soarta. Deci în România, cu atât de puțin cum a făcut Klaus Iohannis și cu practic nici n-a deschis gura să spună vreodată ceva. Cu excepția primilor 5-6 zile atunci când a preluat mandatul, când părea să fie un pic euforic așa. Țin minte că îl vedeam mai des, mai lua poziția de drept, el și stă foarte ușor drept, ai picioarele la lungi așa și în pantalonia cu două numere mai mari, stă ușor. Și pe atunci țin minte că îl tot vedeam. Pe care gata, s-a terminat. El își vede de viața lui. N-are nicio implicare. Ei bine, asta te face popular la români. Românul n-are timp să te urască și nici n-are pentru ce. E ca în căsnicia aia neconsumată. Ai stat cu ea 2 săptămâni. Sigur, n-ai fost mulțumit. I-ai dat cu ceva în cap. E, dar să știi că după aia, când timpul trece, o să spui, bă, tată, dar chiar așa. 2 săptămâni era mare lucru. Dacă ne-am mai fi dat o șansă, dacă, nu știu ce, nu-i dădeam chiar cu parul.
E așa se va spune și aici. Bă, dar parcă totuși băiatul... Dar las că nici n-a avut cu cine. Las că nici n-a apucat. El va avea acest avantaj, atenție, față de Băsescu și Iliescu. Stă doar jumătate din timpul lor la putere. Și asta se va spune. Bă, dar totuși dacă mai prindea un mandat, poate că... Sigur, alții mai isteți, mai cu viziune, vor spune bine dracu că n-a stat două mandate, că ar fi fost o catastrofă. Dar nu toată lumea va vedea cu ochiul ăsta. Și față de oamenii care au atâtea păcate în urma lor, uite cum e și Victor Ponta, de exemplu, să-i luăm doar pe politicienii de acum, toți ăștia uzați politic, gen Vasile Blaga și așa mai departe, care au trecut pe la mai multe partide, care, deși reprezintă dreapta, sunt oameni profund ancorați în stânga. Dacă măcar ar fi ancorați în stânga, adică, sigur că nici pentru stânga nu ar merita să treacă clasa, dar dacă ar fi undeva tipăriți, atunci în stânga ar trebui să stea bine. Pum! Ce poți să spui despre un astfel de om? Deci Vasile Blaga reprezintă dreapta în România. Deci asta spun, că pe ăștia îi poți toca mult mai ușor decât pe Iohannis, care finalmente n-a făcut absolut nimic. Deci el este străveziu, a ajuns acolo, indiferent ce se întâmplă, este exact același lucru pentru el. Nici măcar n-are reacție la câte un eveniment de genul ăsta. N-apucă. N-apucă. Trec probabil câteva zile și după aia zice, bă, dar acum să mă duc să deschid și eu gura. O să zică lumea că am uitat de eveniment. Posibil să uite de multe evenimente. Că dacă nu îi le dau ea chiar mură în gură de lângă el, le uită. Acum, de când a venit Mădălina Pușcălău, deci nu asta vreau să spun, e o nouă eră, evident, Mădălina Pușcălău sigur că va fi un pic mai activă, dar asta depinde. Trebuie să și aibă puterea de a-l convinge pe șeful statului că merită așa. Și că lui Liviu Dragnea i-au strigat unii la Țebea, scăpați-ne de neamț, vă rugăm, nu ne lăsați, să mai conducă și cei cărora le pasă de oameni, sau Dragnea, ia-ți valiza și te du, Dragnea, hui, du, hu, ia-ți valiza și te du. Adică au fost niște schimburi de replici, cum era și firesc, dar asta, sigur că lui Dragnea avea de ce să-i pice prost. Până la urmă, n-a luat roșii, n-a luat ouă, n-a luat vinete, n-a luat cartofi în meclă, și că au sărit unii acolo și că l-au tras un pic de mânecă, vă spun, și din necunoștință de cauză, unii și pentru că te depășești în anumite momente pe tine. Deci e exuberanța aia tipic românească, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Hai că te întâlnești odată cu un om, te uiți prima dată la el, știi că e o personalitate, poate că tu urăști în sine, dar reușești în alea 10 secunde cât ai interfață cu el, să nu spui o prostie sau să nu-l scuipi între ochi. Aia nu înseamnă că ții la el. Deci aia că dacă îi striga scăpații să mai conducă și el, nu știu. Românul face și din, are supușenia aia, are complicitatea aia, are lingătoria aia, știi, care l-a făcut cunoscut de altfel în istorie, să gudură așa un pic pe lângă unul, chiar dacă în momentul respectiv, sau regretă după aia la câteva momente. Adică n-aș băga mâna în foc pe autenticitatea unei strângeri de mâini. Fie ea și la Țebea. Bun, alt subiect. Vorbeam de demisia surprinzătoare a Ioanei Constantin, 25 de ani și deja demisionară dintr-un partid, e vorba sigur de M10, un fel de challenger, ca la tenis, nu de turneu obișnuit, așa și M10, nu poți să zici că ai fost la conducerea unui partid. Ai fost la conducerea unui truc, așa, unei, da, unei jmecherii, a unei chestii. Dar a fost înlocuită totuși Ioana Constantin. Noul șef al partidului este unul Florin Stan. Repede s-au mișcat, ăsta e aproape de două ori mai bătrân decât domnișoara, are 44 de ani. Este antreprenor, ceea ce nu sună rău, căsătorit, are un fiu, este în partid încă din perioada asociației M10, păi da, nu e mare diferență între asociație și partid, cam același lucru, dar nu-mi venea cuvântul, ăsta e de fapt. Mai mult o asociație decât un partid, un crengătură așa. El a ocupat ulterior poziția de președinte interimar al filialei Ilfov, unde posibil s-o fi bârfit un pic și pe domnișoara de la conducere, secretar regional pe zona de sud a țării, totuși cum să-ți treacă prin cap să-i dea un asemenea titlu unuia într-un astfel de partid.
secretar regional pe zona de sud a țării. Ce e asta, bă? Ok, dacă ai fi în PSD, da, categorie, e important. Mai ales că sudul țării e o zonă grea pentru PSD. Dar în M10, când tu ai 10 oameni cu totul, da? Cum ai că secretar regional pe zona de sud a țării? Păi vin și eu și întreb. Tăcuciu e în zona de sud? Județul Galați ar trebui să fie, dar Tăcuciu, care e nordul Galațiului, mai e? Sau ce înseamnă sudul? Înseamnă județele care ajung la Dunăre? Ce înseamnă sudul? Adică ne-ar interesa și pe noi, că așa să știți că după unele planuri de tipul Ioan Rus, trăiesc Rus, și Brașovul e în sudul României. Da? Deci, la în ce parte e Brașovul? Ziceți în centru. Nu. Conform master planului, nu e în centru țării. Deci de asta spun. M-ar interesa să știu ce înseamnă să fii secretar regional pe zona de sud. Florin Stan a declarat că obiectivul M10 este să intre în Parlament. Adică, e ca și cum ai numi un antrenor și ăla spune, obiectivul meu este să câștig meciul. Dar nu putea să spună că, cum era să spun asta? Ar fi fost omul nostru clar. Principalul obiectiv al partidului este să nu intrăm în Parlament. După aia o mai vedea. Ne reorganizăm în principiu, începând cu 2017, și vom vedea. Da, aveți obiectiv să ratați și următoarele alegeri? Principiu da, în principiu da, dar lăsați-mă un pic să vorbesc în partid. Să vedem dacă toată lumea e de acord, dacă reușesc să-i pun pe toți cu botul pe labe. Vreau să vorbesc cu doamna Macovei, care este fondatoarea, în fel de Maica Tereza al acestui partid, și o să vă spun, o să stau la dispoziția presei cât doriți dumneavoastră, dar întâi să am o discuție în partid. Cum a fost să vină unul așa? Vorbim foarte serios. Și după aia, bineînțeles, când ar fi dat afară doamna Macovei sau ar fi sărit editorialiștii și ar fi spus, domnule, nu cu astfel de oameni să face politică, ăla putea să vină să spună, bă, dar chiar nu aveți un pic de umor. Păi, dar voi ați auzit până acum pe unul venind și spunând așa? Sigur că ar fi fost tras la răspundere un pic în interiorul partidului, dar nu țineți minte că a avut Nea Traian pe unul din ăsta la Giurgiu? Ăla de a intrat în partid și, de fapt, el căuta la matrimoniale? Și a râs toată țara de el, dar avea susținere. Chiar și Nea Traian l-a susținut la un moment dat. Da? Tăricianu nu. Tăricianu, când a văzut-o pe Laura Chiriacu, limba lui Diacomatu, ca o limbă de șarpe, așa, ieșind dintr-un loc și intrând într-alt loc, dar n-are sens să dăm prea multe amănunte, că era foarte clar. Da? S-a abținut atunci câteva momente, pentru că experiența politică îi dădea dreptul la tăcere, pe care am azilit-o cu șut. Ați văzut că și spus, era absolut inacceptabil. Bun, ama, săraca Laura a avut și ghinion. Dacă nici Tăricianu nu se pricepe la, la femei. Era să spun acum ceva înfiorător. Nu, dacă nici el nu se pricepe la femei, atunci cine? Că poate dacă ar fi fost, uite, de exemplu, un M10, Laura Chiriac. Era, să zicem, secretar pe zona de vest. Așa. Că ei place vestul, nu, nu-i place estul. Și ar fi fost surprins așa, crezi că Monica Macovei... Nu, Monica Macovei ar fi spus, dă-mi și mie numărul de telefon al ăla. Și hai că te mai săltăm un pic în partid. Deci eu nu cred că Monica Macovei ar fi luat partidul din mână la urechea. Pur și simplu a fost ghinion. Alina Gorghiu, în continuare copreședinte PNL, o decizie interesantă, sau mă rog, o idee interesantă, să lăsăm cornul și laptele. Acestea ar trebui să iasă la pensie, dacă n-au și ieșit. În orice caz, era o mascaradă. Țin minte de la fiică mea, care nu mânca niciodată cornul. Foarte rar apuca să bea laptele și la un moment dat strânsese în ghiozdănel vreo 7-8 cornuri dintr-astea. Și l-am scos și eu odată. Dacă îmi făceam curat pe acolo, m-am uitat la ele, dar nu la faptul că, sigur, să mai mucegăiseră un pic că trecuseră. M-am uitat la data lor de expirare. Era ca în armată, vreau să vă spun. Bun, sigur că atunci am avut și niște discuții pe acolo, pe la școală, țin minte, era inacceptabil. Deci, pur și simplu li s-a duceau, dar noroc că asta știau deja copiii, iar învățătorii le spuneau probabil același lucru. Luați-le dacă trebuie să le luați, dar chiar numai dacă sunteți morți de foame. Adică era deja așa o rutină, încât alea se aduceau, cât ține unul din ăla, nu mai mult de 2-3 zile. Da, evident, după care se întărește, nu mai pus mânca. Ele erau expirate din momentul în care veneau. Ce rușine, ce să mănânci la alea, mă? Laptele era acru, conform a ceea ce spuneau copiii
cei mai mulți dintre ei, pentru că și ăla era transportat în condiții neigienice și e suficient să-l lași o jumătate de oră laptele undeva jos. Da? N-am mai pus să bei după aia, trebuie să stea în frigider de acolo să-l aduci. Și oricum era o mascaradă. E, acum, bineînțeles că renunțând că nu, n-am fost în stare nici măcar cu atât față de copii, masă la școală, cum de exemplu există în Franța. În Franța toți copiii mănâncă la școală, toți copiii mănâncă la grădiniță, numai că meniul este public, părinții aleg din nu știu câte tipuri, evident cu halal, cu kasher, cu toate astea, da? Deci au toate, vegetarian, toate la dispoziție și acolo o mare vânzoleală, dar nu este o chestiune pe care acum doamna Gorghiu, ce idee a avut? Nu, asta se întâmplă și la alții de ani de zile și sigur că se respectă, bineînțeles, dar vă dați seama că dacă vor primi friptură copiii, da? Acolo așa e. Rasol de vită, cartofi la cuptor și cu mazăre, de exemplu. Și un măr sau o banană. Ăsta e prânzul. La noi se fură, tată. La noi se fură. Și primești coaja de la banană. Ne întoarcem după o pauză. Tot din presa de mâine, care sunt cei mai bogați oameni care apar la televizor? Vedem aici unii dintre ei. Florin Călinescu ar conduce top, urma de Andra, Smiley și avea pe 4 bănică junior. În click, moștenirea blestemată a pilotului Adrian Iovan, practic oricine moare și are un pic de avere, într-adevăr, să scutură după aia praful de ea și se răsucește omul în mormânt. Dar atenție, o informație care ar putea să nu pară detalie, dar este, acesta este omul care împăturește 180 de sarmale pe oră. Pe mâine seară.